Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Să ignorăm părerile celor din jur. O zi în care vom fi mai conștienți de modul în care acțiunile noastre îi vor afecta pe cei apropiați. Vom putea fi cuprinși de o dorință bruscă de a face lucrurile să se întâmple mai repede. Vom fi mai îndrăzneți și mai dispuși să experimentăm, dar și extrem de conștienți de necesitatea de a acționa independent. Astrologii au vești bune în dragoste pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere emoțional. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Ziua îi va propune nativului berbec o nouă oportunitate de progres profesional. Totuși, din cauza lipsei de încredere sau unei stări de nervozitate, va putea rata această șansă. Nu va trebui să se grăbească, va trebui să analizeze cu atenție datele situației. Dacă va decide să facă un pas important înainte, nu va regreta. Nativii berbec trec într-o perioadă ușor dificilă din punct de vedere profesional, dar în această zi apele par a se liniști. Bucurați-vă de timp în compania celor dragi, iar la serviciu încercați să fiți cât mai eficienți. Nu epatați și nu fiți mândri în fața colegilor care poate nu au rezolvat o sarcină ori au dat greș în cadrul unui proiect. Acționați cu tact, aveți răbdare și dați dovadă de bun simț. Pentru asta vei avea nevoie să-și amintească mai des despre succesele pe care deja le-a realizat, căpătând astfel încrederea necesară. Astrele îi recomandă nativului berbec să se ghideze după propria sa intuiție, nici de cum după sfatul altora, mai ales că cei dragi nu se vor amesteca în luarea deciziei. Taur. Nativul Taur va avea nevoie de sarcini de serviciu interesante pentru a avea eficiență maximă. Efectele activităților monotone vor avea repercusiuni negative nu numai asupra stării sale de spirit, ci și asupra sistemului său nervos. Își va putea face o nouă cunoștință care îl va încânta și care va putea deveni începutul unei relații sentimentale. Cei aflați sub semnul Taurului se bucură în această zi de atenția deosebită a unui coleg special. Dacă v-a atras atenția încă de la angajare, ați putea să vă luați inima în dinți și să lansați o invitație pentru o cină romantică. Asigurați-vă însă că nu este deja implicată într-o relație amoroasă, altfel șansele vi se vor spulbera încă de la primele cuvinte. Dacă sunteți amândoi singuri, atunci ați putea să vă cunoașteți mai bine, mai ales dacă și cadrul profesional vă permite, bineînțeles. Ziua va fi foarte potrivită unei călătorii scurte. Astrele îi recomandă nativului Taur să nu se teamă să-și împărtășească ideile sau să-și manifeste inițiativa. Va fi extrem de creativ în multe chestiuni, fapt ce îi va atrage aprecierea celorlalți. Gemeni. Deși se va confrunta cu unele momente mai dificile, ziua va trece cu bine pentru nativul Gemeni. Datorită ambiției sale caracteristice, va reuși să-și îndeplinească scopurile. Totuși, va fi nevoit să depună eforturi suplimentare, lucru de care va trebui să țină cont atunci când își va alcătui programul zilei. Gemenii se pot aștepta la o surpriză din partea persoanei iubite. Dacă se apropie un moment important din viața voastră, trebuie și voi să vă pregătiți totuși. Mergeți la cumpărături, organizați o cină romantică acasă, pregătiți fiecare detaliu și dați liber emoțiilor. Timpul petrecut împreună vă va reaminti ce înseamnă iubire și cine știe, poate urmează și pasul cel mare. Prima jumătate a acesteia va fi relativ calmă, datorită activităților de rutină, dar în cea de-a doua va deveni mai iritabil și mai nerăbdător. Chiar și cei apropiați vor avea probleme în comunicarea cu el. Probabilitatea dezacordurilor va crește, dar dacă nativul Gemeni va dori, le va putea evita. Rac. Ziua nativului Rac va fi potrivită pentru începerea de noi activități. Pentru acest lucru va avea nevoie de ceva ce va necesita creativitate, imaginație și ingeniozitate. Nu vor fi excluse schimbările pozitive în relațiile personale. Va putea discuta probleme serioase cu rudele sale, inclusiv cu cele ce a avut anterior controverse. Nativii Rac sunt presați astăzi de timp. Totul curge contra cronometru și este foarte important să vă păstrați calmul, pentru că altfel spiritele ar putea să degenereze. Poate ar fi mai bine să setați alarma ceasului cu o oră mai devreme, pentru a fi sigur că aveți timp suficient pentru a lua toate deciziile potrivite. Încercați să luați lucrurile așa cum sunt și să nu vă gândiți prea mult la oboseala pe care o resimțiți. Astrele îi recomandă nativului Rac să-și facă timp pentru a discuta cu persoana iubită, deoarece aceasta îi va spune cu siguranță ceva important. Seara va fi un moment potrivit pentru a face planuri și pentru a le discuta cu prietenii, pentru a stabili călătorii și distracții comune. Leu.
Ziua va fi excelentă pentru nativul Leo, însă doar dacă nu își va supraestima forma fizică. În consecință, va fi mai bine să nu se implice în sarcini ce vor necesita eforturi fizice peste medie. De asemenea, ideal va fi dacă se va abține de la călătorii lungi în scaunul șoferului, deoarece vor fi epuizante pentru organismul său. Este posibil ca o discuție cu o persoană cu autoritate din firma în care lucrați să nu decurgă conform așteptărilor. V-ați fi așteptat la un ton oficial, însă persoana respectivă vă surprinde cu un ton mult mai confortabil și prietenos. Asta însă nu înseamnă că deja sunteți pe același nivel. Trebuie să vă păstrați respectul față de funcție, în primul rând, și să demonstrați că cei din jur se pot baza pe voi. Spre seară va avea oportunitatea de a îmbunătăți în mod semnificativ relațiile de familie, prin rezolvarea unor probleme de natură casnică. Gesturile romantice vor avea succes pentru nativul leu dacă va lua inițiativa și își va mărturisi sentimentele. Fecioară. Nativul Fecioară va fi foarte responsabil în tot ceea ce va face. Datorită acestei calități, va evita multe greșeli, dar uneori va fi predispus oboselii. Va trebui să ia în considerare dacă va merita să consume timp și energie pentru rezolvarea unor sarcini semnificative, ce vor putea fi îngredințate altcuiva. O persoană cu care nu ați mai vorbit de mult timp vine astăzi să vă ceară ajutorul. Implicați-vă cu toată energia și veți obține un adept pe care să-l învățați multe despre viață, iar munca efectuată în doi durează mai puțin, astfel că veți avea inclusiv ocazia să depănați amintiri împreună și chiar să vă distrați, astfel că puteți pune bazele unei prietenii trainice și de lungă durată. Activitățile fizice nu-l vor înspăimânta și se va descurca excelent cu ele. Va rezolva probleme financiare sau se va putea implica în perfectarea unor documente importante. Spre seară, nativul Fecioară va primi surprize plăcute de la cei dragi sau vești bune privind alți membri ai familiei sale. Balanță. Aceasta nu va fi deloc o zi ușoară, deoarece nativul Balanță va fi implicat în activități importante pentru viitorul său. De multe ori va fi distras sau se va putea împiedica de oameni care l-au susținut anterior întru totul. Va fi important să-și stabilească obiectivele cât mai curând posibil. Se anunță o zi perfectă pentru Balanțe și nimic nu poate perturba buna dispoziție a acestor nativi. După o perioadă destul de agitată, se arată în sfârșit soarele și pe strada voastră. La locul de muncă, șefii sunt foarte mulțumiți de efortul depus, iar colegii vă caută pentru sfaturi și ajutor. Profitați de această perioadă și încărcați-vă cu energie pozitivă. Sfârșitul anului s-ar putea să nu mai fie atât de generos cu voi, așadar nu lăsați garda jos. Numai prin înțelegerea corectă a tot ceea ce va dori să realizeze, va găsi modalitatea de a evita neînțelegerile și disputele inutile. Astrele îi recomandă nativului Balanță să aibă încredere în propriile forțe și să nu abandoneze lucrurile la jumătate, deoarece va avea toate șansele de a reuși. Scorpion. Nativul Scorpion va fi susținut de bunăvoința astrelor în toate acțiunile sale. Sprijinul acestora va rezolva rapid multe probleme importante, vor exista din ce în ce mai puține îngrijorări și va putea privi viitorul cu încredere. Scorpionii trebuie să acorde o mai mare atenție sănătății, mai ales în această perioadă. Oboseala și agitația din ultima perioadă și-au pus amprenta. Poate ar trebui să programați o vizită la medic pentru o examinare completă. La locul de muncă este multă presiune și pot apărea mici tensiuni, dar totul se va rezolva dacă acționați cu tact și diplomație. Nu vă lăsați pradă impulsivității. S-ar putea ca totul să se întoarcă împotriva voastră. Spre seară, lucrurile se vor calma și s-ar putea să primiți niște vești extraordinare. Va rezolva cu ușurință unele probleme complexe, deoarece va înțelege unde au greșit toți cei care au încercat deja, dar fără succes, soluționarea acestora. Deseori, oamenii din jurul său îi vor putea cere sfatul, pentru că vor ști că nativul Scorpion va putea observa ceva ce alții nu au văzut și va trage concluziile corecte. Spre seară, va face câteva achiziții utile, necesare redecorării locuinței. Săgetător. Nativul Săgetător va avea o zi plină de probleme minore, fiecare dintre acestea necesitând multă atenție din partea sa. Va încerca mereu să evite situațiile stresante, dar acest lucru nu va fi întotdeauna posibil. Foarte importantă va fi precauția în abordarea problemelor financiare. Se anunță o perioadă aglomerată pentru nativii din zodia Săgetător. Poate ar fi cazul să acceptați ajutorul celor din jur, mai ales la locul de muncă. Învățați să lucrați în echipă și lăsați și pe ceilalți să strălucească. Astăzi e o zi ideală să negociați o mărire de salariu sau o promovare. Răspunsul dorit s-ar putea să nu se lase așteptat. Familia este prioritatea voastră în aceste zile. Adaptați-vă programul astfel încât să vă bucurați din plin de compania celor dragi. Bunul simț și calmul vor evita apariția problemelor în relațiile personale, dar orice manifestare a frivolității va avea consecințe extrem de neplăcute, mai ales când va veni vorba de noile sale cunoștințe. Seara nativului Săgetător va fi dedicată rezolvării problemelor casnice și activităților de familie. Capricorn.
Nativul Capricorn va avea o zi plină de realizări, dar numai dacă va fi dispus să muncească și să facă eforturi suplimentare. Persoane influente îi vor acorda credit cunoștințelor, abilităților și experienței sale, astfel încât vor fi posibile oferte tentante. Nativii zodiei Capricorn ar face bine să-și revizuiască lista de priorități. Planurile pe care ți le-ai făcut deja bat pasul pe loc, așa că o schimbare de strategie este binevenită. Astrele te sfătuiesc să faci o pauză și să te gândești ce anume este mai important în viață. Un prim pas în acest sens ar putea să-l faci în viața personală. Încearcă să acorzi o atenție mai mare relației de cuplu. Ideal va fi să nu se grăbească cu răspunsul, ci să încerce să adune mai multe informații pentru a obține condiții și mai favorabile. Nu totul va fi simplu în relațiile personale. Va exista riscul de a intra într-o situație ciudată și neplăcută. Nativului Capricorn nu-i va fi ușor să aleagă comportamentul adecvat, deoarece va avea tendința de a se complica foarte mult. Vărsător. Nativul vărsător va fi foarte norocos. Multe probleme financiare vor fi rezolvate rapid și elegant. Abilitatea sa de a ieși cu ușurință din situații dificile va fi la înălțime, dar cei care vor încerca să-i urmeze exemplul vor eșua. Va avea de asemenea o șansă de a-și elimina detractorii ascunși. În plus, va fi o zi bună pentru întâlniri de orice fel. Pentru unii nativi ai zodiei vărsător, horoscopul recomandă un timp petrecut departe de agitația din jur. Doar așa te vei echilibra din punct de vedere emoțional. Dacă nu vei putea să iei această pauză, atunci înarmează-te cu multă răbdare. Astăzi, mulți dintre cei pe care îi vei întâlni îți vor întinde nervii la maxim, așa că va trebui să fii mai tolerant decât în mod obișnuit. Ca să eviți certurile inutile, fii tu cel care cedează și treci peste tot ce nu-ți convine. Persoanele pe care le va întâlni vor putea deveni în cele din urmă aliații sau prietenii săi de nădejde. În tot ceea ce va însemna relațiile personale, nativul vărsător va trebui să se bazeze pe intuiție, deoarece sfaturile ei vor fi întotdeauna benefice. Pești. Contextul emoțional al nativului pești va fi stabil, deci ziua va trece cu bine. Uneori vor exista dificultăți minore, dar ele nu îi vor strica starea de spirit. Va privi detașat toate evenimentele ce se vor întâmpla. O persoană din anturajul prietenilor va dori să-l cunoască mai bine. Nativii zodiei pești sunt siguri pe ei, nimeni și nimic nu le stă în cale. Ai succes pe toate liniile, doar că nu trebuie să uiți că ai ajuns aici doar cu ajutorul celor din jurul tău. Fii recunoscător, apreciază-i și recunoaște-le meritele. Astăzi, o persoană pe care o întâlnești pentru prima dată, te va face să simți fluturi în stomac. Nu este exclus ca această persoană să fie iubirea vieții tale. Întâlnirile sale vor avea succes, mai ales dacă se vor desfășura în locuri neobișnuite. Acesta va fi momentul potrivit pentru a aduce ceva nou în viața sa, pentru a face ceva interesant sau pentru a rupe rutina zilnică. Seara nativului pești va fi potrivită pentru a se vedea cu vechi cunoștințe. Împreună se vor simți minunat. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!